că n-are niciun sens melodia asta. De ce? Ce-ar fi câmpul fără floare, ce-ar fi marea fără floare? Ce poate să fie? Tot câmp, tot mare. Nu știu, nu am fost atentă la vers. De ce îți place atunci? Sunt ca niște imagini. Adică n-ar fi la fel de frumoasă iubirea. Ca ce? Ca marea fără soare? Da. Viața merge înainte. Cum să meargă viața, mă, înapoi? Hai să spune după ce să te întorc. Tu vezi vreo imagine? Iubire e nearticulat. Ce? Ziceam, ea spune nu te părăsesc iubire. Iubire e nearticulat, ceea ce înseamnă că se referă la iubire în mod absolut. Iubirea ideală. Și? Apoi avem o anaforă. Ce anaforă? Nu anaforă. Anaforă, e o figură de stil. Ai auzit, zice, ce-ar fi? Ce-ar fi marea fără soare? Ce-ar fi câmpul fără floare? Ce-ar fi astăzi fără mâine, ce-ar fi viața fără tine. Încearcă să definească iubirea asta ideală folosindu-se de simbol. Ar fi marea, care e infinitul, soarele, care e lumina, câmpul, care e naștere, creație și floarea, care e frumusețe. Stai. Sunt imagini sau sunt simboluri? Nu, nu cred că e vorba de imagini, e vorba de simboluri. Nu, de fapt sunt legate. Imagini care devin simboluri. Uite cum ar fi marea. Marea ca imagine infinită. Și atunci devine simbolul infinitului. Floarea e frumoasă și atunci devine simbolul frumuseții. De eu înțeleg. Dacă vrea să zică de infinit, de ce ne-a zis, domnule, direct infinit? De ce trebuie să zică marea cu soare sau fără soare? Ce-ai băut? O vodcă. Și mai ce? Două beri. Asta e a treia. Eu cred că e a patru. E a... Nici tu mai știu. A treia. Da, și dacă nu aș fi băut tot așa, nu înțelegeam nimic. Hai să mergem. Chestia asta cu floarea, de ce? Sunt flori frumoase, sunt flori urâte. Hai, la culcare. Lasă florile. Scuză-mă, n-am mai spălat vasele. Lasă că le spăl eu mâine. Mersi.